Bine ați revenit alături de noi, dragi telespectatori, preluarea președinției Consiliului Uniunii Europene. Da, doamna Dăncilă, președinția Consiliului Uniunii Europene, nu președinția Uniunii Europene. Vorbim în această seară alături de domnul deputat USR Mihai Botez și domnul analist Răzvan Munteanu. Domnilor, mulțumesc o dată pentru prezență. Vorbim înainte de pauză de publicitate de sincronizarea vizitei Tajani, Antonio Tajani, Tajani în București de miercuri și remanierile urgente din guvernul Dăncilă. Am putea face o paralelă sau am putea pune egal între aceste chestii în ideea în care puteau veni solicitări din partea Uniunii Europene? Adică, nu știu dacă vedea cineva de acolo un ministru ca și domnul Andrușcă, poate este foarte competent, dar în aparițiile în public nu mi s-a părut neapărat, cel puțin pe partea de discurs nu este foarte ok. Și moderând o întrunire între toți ministrii economiei din Uniunea Europeană, cu siguranță nu. Domnul Andrușcă este un personaj foarte carismatic din punctul meu de vedere, dar cel puțin la nivelul comunicării publice a lăsat foarte mult de dorit. Acum nu știu cât de mult poate să dicteze Bruxelles-ul ce ministri să pună... Nu vorbim de dictare, că ajungem iarăși la discursul Sputnik.md prin care românii sunt angajați în Uniunea Europeană. Nu, românii sunt o colonie europeană, nu? Așa spuneți. Da, 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 o să ne cotropească cu laptele german. Da, bun, era un termen pe care îl foloseam oricum între ghilimele. Dar tocmai în contextul în care eu spun că tensiunile dintre guvernul de la București și Uniunea Europeană sunt destul de evidente. Ori nu cred eu că ar accepta acum București să îi se spună cam ce miniștri ar fi bun să meargă la Bruxelles. Eu nu știu, gândindu-mă la faptul că am avut o apariție a Finlandei care a spus că e capabilă în momentul actual să preia președinția în locul României și am avut acel raport dur din capitala Uniunii Europene. Și avem totuși un amendament inclusiv în Constituția României din 2013 care spune că recomandările MCV sunt obligatorii pentru România. Avem această decizie a Curții Constituționale din România. Și atunci îți dai semn de întrebare. Dacă mergem pe aceeași direcție din inițiativa celor din Partidul Social Democrat, mă rog, și ALDE, ca să nu îi omitem neapărat, de a schimba lucrurile spre bine, sau vine totuși ca o conștientizare a dezastrului în care au ajuns? Din punctul meu de vedere, așa cum am mai spus, PSD-ul și până la urmă orice partid ajunge la guvernare, nu cred că poate primi lecții din afară. Uite, ar trebui să faceți așa și așa. Sigur, pot primi niște recomandări, dar nu cred că o acțiune internă, cum a fost această remaniere recentă, nu cred că are vreo legătură cu vizita cuiva. Repet, este vorba doar despre niște jocuri interne pentru păstrarea puterii. Pentru că, în continuare, în interiorul partidului există forțe care încearcă să îl dea jos pe Liviu Dragnea. Asta e. Și atunci să merge pe exemplul lui Machiavelli, care a fost scris în 1500 și ceva și îl adaptează la varianta 2018, menții puterea cu orice preț, pentru că asta e esența lucrării lui Machiavelli, în El Principe. Nu știu dacă Liviu Dragnea chiar menține puterea cu orice preț, nu că nu ar fi capabil, dar se vorbește că Liviu Dragnea va pierde partidul sau va pierde puterea de vreun an de zile, dacă nu chiar mai bine. Și vedem că reușește să supraviețuiască foarte bine acestor tentative de puci. Pe de altă parte, să știți că o remaniere a guvernului era de așteptat, pentru că trebuie să recunoaștem câțiva dintre miniștrii pe care dar au fost puși în funcție de ei, adică... Este adevărat, dar să știți că poți să fii un bun ministru la nivel național, și nu zic că este cazul tuturor celor care au fost remaniați, dar s-ar putea să nu fii un bun mediator la nivel european, pentru că luam cazul domnului Andrușcă, da? Nu-l văd pe domnul Andrușcă să modereze o masă rotundă la București, dar apoi la Bruxelles, înțelegeți? Deci asta este unul dintre aspecte. Noi ne bazăm că avem o diplomație încă bună, chiar dacă are destul de multe sincope și foarte bine că și mai este criticat pentru diverse nepotisme și acțiuni care se întâmplă acolo, dar totuși diplomația noastră este una destul de bună și destul de consistentă deocamdată. Este bună sau ne place să credem că nu, este bună? Avem noi, o diplomație Muteanu, bună. Noi rămânem a fi țara care și-a schimbat părerea de două ori când a aderat la NATO. Noi am avut o scrisoare către NATO care a spus că nu vom prelua niciodată pe teritoriul nostru armament nuclear, chimic și mai departe. După ce a fost revizuit atitudinea secretarului general NATO, România, conștientizând că nu va mai fi admisă NATO, a spus că e gata să preia orice.
Este adevărat, dar asta nu înseamnă neapărat... Și a fost la o distanță de mai puțin de un an. Da, dar asta nu înseamnă neapărat că avem lacune la nivel diplomatic. Eu cred că la nivel diplomatic România încă este o țară care are rezultate. Că cele două scrisori au fost diplomatiile români. Că acțiunile la nivel diplomatic nu sunt fundamentate, nu sunt întărite de acțiunile la nivel politic, de voința politică, de viziunea politică, este un alt lucru. Dar faptul că am intrat în NATO, faptul că am intrat în Uniunea Europeană, faptul că am gestionat câteva dosare foarte importante, inclusiv la OSCE și nu numai, sunt câteva aspecte care arată că diplomația românească totuși nu este una de ignorat. Că dacă am avea o strategie de țară și de politică externă, am putea să margem, spre exemplu, pentru un loc în Consiliul de Securitate, pentru un nepermanent, evident, al ONU, și am putea să avem ambiții și mai mare, este altceva. Dar România, în care diplomați destul de bine pregătiți. Și vor fi acești diplomați pe care vorbește domnul Munteanu, domnul Botez, capabil să gestioneze situații foarte interesante și fără precedent la nivel de Uniune Europeană, și mă refer aici expres la Brexit, fiindcă Brexit-ul... Asta, de fapt, e o problemă. E blestemul nostru, să spunem așa. E blestemul nostru? Deci eu cred că blestemul nostru ar putea fi transformat cu oameni capabili, bineînțeles, în binecuvântarea noastră. Exact. Dacă îmi permiteți o completare, cred că putem trece peste orice cu oameni noi. Sigur că acum o să fac referire la un proiect pe care îl susținem noi, dar trebuie să facem... Cu siguranță facem, în momentul Brexit vom avea încă oamenii vechi în funcție. Da, îi vom avea, dar avem nevoie ca... cei care negociază, cei care ajută pe cei care negociază, să fie niște oameni capabili. Avem încă, cred că încă avem această resursă umană în România care să poată fi capabilă de o negociere foarte bună pentru România. Din păcate, politica actuală pe care o duce PSD, ALDE și până la urmă politicienii de până acum, nu au făcut decât să îi îndepărteze pe oamenii capabili de politică. Rolul nostru este să înnoim cumva imaginea politicii și cred că acum partidele noi care apar și noi care am apărut în planul politic, încercăm să schimbăm imaginea politicii. Încercăm să atragem oameni calificați, oameni cu o bună reputație. E foarte greu să convingi un om care a călcat de două ori pe greblă să mai calce o dată pe greblă, sau mă rog. Posibil să nu fie greblă într-un final, dar am avut tentative în România de a crea alianțe, puteri, noi partide care au venit atât de, și nu vorbesc acum de OSR, că n-a fost credibil, dar am avut și sunteți de mai mult timp în România decât mine. Am avut multe partide care s-au perindat parcursul timpului în scena politică română, care au venit cu promisiuni bombastice la un moment oarecare, promisiuni proate din sperare. Am avut, până la urmă, am avut un partid care era cât pe ce să intre în Parlamentul României cu niște promisiuni totale la Napola. E vorba de PRU, ca să nu vă gândiți la ceva. Uh-huh. PRU a luat 4,7%, dacă nu greșesc, pe promisiuni de tip grațiere și alte chestiuni inacceptabile în Uniunea Europeană. Dar totuși era 4,7%, ceea ce vorbește mult despre electoratul român. Dar revenind la problema Brexit-ului, domnule Munteanu, ați încercat să aveți o replică înainte, vă rog. Nu, mă gândeam la succesul PRU, care s-a bazat pe nimic altceva decât pe populism. Și aceasta este o mare amenințare, nu numai pentru noi, cât și pentru Uniunea Europeană. Populismul este un discurs foarte simplu. Știți, toți ne așezăm aici la masă, criticăm, dăm soluții, dar dacă ar fi să le punem în practică, ne-am dat seama că sunt utopii. Știți-vă că Lenin a luat Uniunea Sovietică, a creat Uniunea Sovietică pe populism, în mare parte. Exact, exact. Legat de Brexit, problema este că s-ar putea să avem un Brexit fără un Brexit cu no deal, de fapt. Da? Și asta va fi problema pe care noi ar trebui să o gestionăm. Și ar trebui să ne gândim ca... Brexit fără Brexit, cum ar veni. Un Brexit fără Brexit. Bun, acum vedem că și britanicii își dau seama de efectele negative ale ieșirilor din Uniunea Europeană. Și sunt într-o situație... Exact. Să nu ne mire totuși, eu cred că ar fi o decizie matură dacă Marea Britanie ar mai face încă un referendum privind Brexit. Nu cred că e posibil, inclusiv din punct de vedere legislativ, în Marea Britanie să mai ai un alt referendum pe același subiect. Cert este faptul că vedem mișcările de stradă din capitala Marii Britanii, mișcări de stradă fără precedent de altfel în Regatul Unit de mult timp, încât de timpul Margaret Thatcher, când nu a fost oameni în stradă, până în momentul iată, în care se dialoghează Brexit-ul. E și problema cu Irlanda de Nord, unde e foarte complexă și este foarte sensibilă pentru britanici, pentru că ei au ucis mult acolo prin 1847, au ucis și au forțat să fugă cam 7 milioane de oameni din Irlanda.
E un adevăr care nu prea o spun britanici, dar e o problemă foarte sensibilă pentru Irlanda de Nord. Și aici revin la ideea anterioară. Spuneați dumneavoastră că e blestemul României, dar poate fi și binecuvântarea României. Cu siguranță. Ai, cred că este... Va colabora opoziția cu puterea, dacă îi se va permite, pentru a lăsa România fără prea mult, prea multă rușine după preluarea președinției Consiliului Uniunii Europene? Cred că ar trebui să facem orice pentru a pune România într-o poziție bună la masa negocierilor. Ar trebui să, ca acest moment Brexit să poată fi utilizat și până la urmă pune Marea Britanie în postura de a nu mai fi un negociator atât de puternic. Pentru că în relația cu Uniunea Europeană și-a acordat mușchii. Și acum, fiind într-o situație delicată, poate că lucrurile vor sta un pic altfel și va fi loc pentru niște negocieri mai bune. Trebuie să rămânem conștienți de faptul că Marea Britanie a fost micul Mozart care avea propria cameră unde exersa pe timpul învățării sale. Întotdeauna a fost țara favorizată în Uniunea Europeană, a știut să-și impună condițiile, nu face parte din continent și a știut să-și negocieze pozițiile sale. A fost copilul favorizat în Uniunea Europeană, este cert. Mulți vorbesc despre o gură de aer proaspăt pentru UE după ieșirea Marii Britanii, că ar scoate de la masa negocierilor acel copil care face scandal. Sunt avantaje și dezavantaje. Categoric. Eu m-aș uita mai degrabă la dezavantaje, pentru că, știți, aceste mișcări eurosceptice, finanțate direct sau conexate direct cu regimul de la Kremlin, sunt destul de evidente. Adică să ne uităm în Cehia, nu numai pe premierul Babiș, dar și pe președintele Cehiei, care sunt două persoane foarte apropiate de Vladimir Putin și care au spus că așa vreau să vadă ce se întâmplă cu Marea Britanie și au în calcul un check exit. E un discurs care a fost prezent în toate țările Uniunii Europene acum. A fost și în Belgia, a fost și în Olanda, a fost și în Danemarca. Cu valoare ridicată și de fapt un discurs realistic a fost doar în Cehia. Așa că au apărut mișcări mai naționaliste, mai extremiste, să spunem, populiste, de fapt. Și nu în care Iobbik spunea cândva că ar fi bine să iasă din Uniunea Europeană, inclusiv din NATO. Dar singurul stat unde Brexit-ul se urmărea cu atenție asupra impactului la nivel național este Republica Cehă. Mai ales că acolo, în Cehia, dacă ne uităm pe sondaje, undeva peste 60% din populație este eurosceptică, din diferite motive. Și gândiți-vă iarăși că ajungem până la urmă la spațiul care ne interesează pe noi și pe cei care ne urmăresc în acest moment. România poate negocia și poate da o nouă direcție Uniunii Europene. Gândiți-vă că în timpul mandatului României vom avea și alegerile europarlamentare și știm că destul de bine țara care deține președinția Consiliului Uniunii Europene are un cuvânt de spus și de foarte multe ori se întâmplă lucruri în cazul alegerilor în funcție de ce se întâmplă și în cazul președinției. Sunt două subiecte care, chiar dacă par depărtate, Consiliul și Parlamentul, dar care ajung într-un punct final și care dau o direcție Uniunii Europene într-un final. Cred că acest moment al președinției Consiliului ne pun în lumina reflectoarelor. Și cei de la PSD, până la urmă, și Liviu Dragnea ar trebui să înțeleagă că această președinție este o treabă foarte serioasă. Nu este președinția Consiliul Județean al județului Teleorman. E un lucru foarte serios, este un moment în care noi putem da niște direcții clare care ar putea să avantajeze sau să țină până la urmă cont și de prioritățile care României. Care ar fi acele direcții din perspectiva deputatului USR Mihai Botez? Da, ar trebui să vedem până la urmă mai direct situația românilor din care sunt plecați acum în Uniunea Europeană. Până la urmă, toată diaspora noastră așteaptă niște condiții mai bune. Avem 5 milioane de români în afara granițelor țării, ca și diaspora economică, pe lângă alte 6 milioane de români în jurul granițelor. Exact. Avem cea mai mare diasporă din toate țările Uniunii Europene, dar, mă rog, excluzând Italia cu italienii din America și așa mai departe. Oameni care încă au cetățenie română sau care vor să redobândească. Avem 12 milioane de etnici români în jurul granițelor în acest moment.
români. Exact. Cred că sunt două priorități în ceea ce privește românii din afară. Odată, până la urmă, să aibă drepturi egale și să se simtă, până la urmă, acceptați în acele comunități, dar în același timp să facem, să le facem loc și acasă. Pentru că mulți, pe mulți îi sfâșie, până la urmă, dorul de, de casă și aici... O să vreau să... Într-adevăr, este un subiect foarte bine punctat în ideea în care avem o diasporă foarte mare și avem o diasporă care vrea să se implice și am văzut impactul diasporii la alegerile prezidențiale, ultimele alegeri prezidențiale din 2016. Avem momente în care diaspora pune piciorul în prag. Vreau totuși să rămânem puțin la nivelul preluării președinției Consiliului Europene. Am avut declarat din partea guvernului oficial că vom avea în prima fază, doamna Dăncilă a spus, de prioritățile României ca și președinte a Consiliului Europene privind parteneriatul estic, care este un parteneriat mort din punctul meu de vedere în acest moment, pe moarte, și statele balcanice. Sunt două direcții total opuse. Două direcții total opuse, dar în mijlocul cărora România se află. În primul și în primul rând, în privința statelor balcanice, ne așteptăm ca Serbia să finalizeze procesul de aderare la Uniunea Europeană. Și să intre până în 2025. Și să intre până în 2025 și România ar trebui să joace prin președinția Consiliului Uniunii Europene un rol destul de important. Vrea și poate oare România? Eu cred că România, dacă ar fi în stare, ar putea inclusiv să creioneze ceea ce pare, poate părea paradoxal acum, dar din punct de vedere economic, chiar o trilaterală București, Ankara, Belgrad. Dar evident avem... Nu pare paradoxal, chiar deloc. Poate părea paradoxal din prisma relației istorice între Belgrad și, și Ankara, dar vedem deja că Recep Tayyip Erdogan a deschis poarta către, către Serbia și investițiile turcești au început să crească acolo. O România ar putea să joace un rol foarte important. Iar trebuie să mențină Turcia aproape de dosarul european, mai ales că de-a lungul istoriei a fost poate principalul partener al Turciei aici în regiune. Să nu uităm că Turcia începe să joace din punct de vedere economic foarte mult în Republica Moldova, pentru că tot vorbeam de parteneriatul estic, ori context în care inclusiv palatul prezidențial de la... Domnul, credeți în existența de mai departe și în resuscitarea parteneriatului estic în condițiile în care nu știu cât de responsabile mai sunt statele din, mă refer la Republica Moldova, Ucraina, Georgia și Bielorusia, teoretic. Bielorusia este categorisită din acest, din acest context. Este, trebuie să recunoaștem, din punct de vedere militar, este un stat ocupat după exercițiul militar care a avut loc în Vostok 2000, Vostok, care a presupus inclusiv în prezent staționarea trupelor rusești în, în Belarus. Au uitat rușii să-și ia trupele acasă, domnule Munteanu. Exact. Se mai întâmplă. Mai uiți câteva sute de mii de este, oameni acolo, câteva zeci de tankuri. Este specific armatei, așa zilnic. Este specific armatei rusești, dar altfel de-a lungul istoriei. Dar, are să nu uităm în Georgia. Georgia a rămas cel mai pro-european stat din regiune și din parteneriatul estic. Stați un pic, peste 85% din populație. Dar Georgia are teritoriul ocupat. Păi, asta este și motivul, de fapt. Este un efect de bumerang al politicii regionale a Federației Ruse. Și Ucraina are teritoriu ocupat și există clar specificat în regulamentul Uniunii Europene că un stat care are teritoriu ocupat și a fost excepția cu Cipru, dar nu cred că se va mai întâmpla mai departe. Federația Rusă face foarte bine acest lucru, creează, din punctul său de vedere, creează conflicte înghețate pentru a ține și Georgia și Republica Moldova și Ucraina departe de NATO și de Uniunea Europeană. Dar România poate să promoveze acea aderare soft la Uniunea Europeană prin Uniunea Vamală, prin Uniunea Digitală și prin multe alte aspecte de această natură, să țină aceste state pe vectorul pre-european. Pentru că dacă ne uităm, așa cum este Uniunea Europeană, este singura care produce bunăstare în regiune. Da? Motiv pentru care statele precum Georgia, precum Ucraina au dorit să adere fie la Uniunea Europeană, fie la NATO. Da? De ce? Pentru că aici o duc mai bine din punct de vedere economic și arată nu e foarte greu să-ți dai seama. Adică dacă mergi în vizită până în Volgograd și dacă mergi în vizită până în Lyon, îți dai seama cam care este diferența. Lucruri pragmatice până la urmă. Sârbii spun întotdeauna și chiar prietenii ai mei din Belgrad, din Voivodina, întotdeauna au spus că Sârbii au avut doar doi prieteni în istoria sa, Dunărea și Românii. Oare vor ajunge românii să adeverească prietenia Serbiei după micul incident din 1999-2001? Serbii, să nu uităm, printre prietenilor istoriei sunt și rușii. Da. Tocmai de asta, dacă ne uităm aici... Pentru aici, ei a pornit Ecaterina a doua idee de panslavism. Exact. Dacă ne uităm aici, în zona balcanică, vedem de fapt că, și putem să înțelegem din punct de vedere istoric, de fapt apropierea Bulgariei și a Serbiei de către Federația Rusă în prezent. Pentru că, din punct de vedere istoric, rușii au fost prietenii cei mai buni în anumite perioade, atât ale sârbilor, atât ale bulgarilor,
în dauna rivalilor otomani. Nu cred că mai putem face paralelă între Imperiul Otoman, actualul regim turc. Care se vrea un nou Imperiu Otoman între noi fie vorba? Categoric, stați un pic. Dacă vă privim cu atenție redeschiderea diplomatică, pentru că e o redeschidere, hai să spunem, economic, între Serbia și Turcia, care a avut loc anul trecut, resentimentele încă există. Da. Dar cu siguranță Turcia poate să fie un motor economic. Tocmai de-aia spun că România ar trebui să joace foarte atent alături de Ankara, să încerce să țină Ankara aproape. Dar reverberențele istorice îi fac pe sârb să se simtă apropiați de ruși. La fel cum din fericire în România există aceste îndoieli față de sinceritatea rușilor, din fericire sper eu în continuare, suntem o națiune rusofobă, trebuie să o spunem pe nume, este foarte bine din punctul meu de vedere, vin dintr-o parte unde nu e neapărat rusofobă lumea și nu e ok. Domnule deputat, poate România să gestioneze aceste situații, poate România să-și impună punctul de vedere, poate România în momentul respectiv să ajungă în a-și demonstra maturitatea politică și putem vorbi, ducând lucrurile puțin spre extremă, dar eu sunt un om foarte optimist, putem vorbi de un nou pact Tipsnagov 1995, prin care toate partidele politice din România se așeze la masă și să spună, domnule, noi vrem să readucem România anilor interbelici. Atunci când eram nu doar fizic și geografic al cincilea stat din Europeană, mă rog, din Europa în momentul respectiv, dar și real. Cred că România și politicienii români ar fi capabil de o astfel de, eu știu, de concesie, dar cred că situațiile care ne-ar duce la o astfel de, nu știu, de înțelegere, de pact, ar fi niște situații foarte grave, nu știu, o criză economică foarte puternică, un război, ar fi niște... Dar n-am avut război în 1995. Nu am avut, dar am avut o criză destul de puternică și România trecea prin niște convulsii foarte puternice din punct de vedere economic. Și atunci e nevoie de... Și probabil că, nu știu, lucrurile trebuie să meargă mult mai rău decât merg acum. Cu siguranță nu ne îndreptăm către acel loc, din păcate, către acel moment, cred că ne îndreptăm prin irresponsabilitatea, până la urmă, celor de la guvernare. Eu am convingerea că nici dumneavoastră, nici domnul Muntean nu-și dorește ca România să ajungă în imposibilitate de plată, nu-și dorește să ajungem într-o criză, nu ne dorim cu toții, Doamne ferește, să ajungem într-un război. Eu sper că nu. Dar, domnule Munteanu, e realistă, credem, în maturitatea scenei politice române în vederea coagulării forțelor? Pentru că există oameni competenți și un RSR, există cu oameni competenți și... Toate partidele politice există oameni competenți. Și inclusiv un PSD pentru că... Da, nu am spus, aici voiam să ajung tocmai, că am început un analizar și voiam să duc la final. Nu cred că este contextul să vorbim despre acest lucru. În primul rând, primul și primul partid de la guvernare nu știu de ce și-ar dori să facă o astfel de decizie. Nu au niciun interes în acest sens. Pe de altă parte, nici partidele din opoziție nu sunt, nu știu dacă folosesc cel mai corect termen, nu sunt complementare în momentul de față, să știți. Pentru că nu avem o opoziție unită. Pare rău să spun acest lucru. Nu avem o opoziție unită. Avem eșichierul de dreapta care este împărțit în tot felul de partide. Acum mai apar partide noi, chiar săptămâna trecută, dacă nu mă știu, a apărut unul. În timp ce partid... Chiar două săptămâna trecută a apărut. Exact. În timp ce excluzăm Pro-România, care totuși este un partid micus, pe zona de stânga, PSD-ul rămâne singur. Și rămâne înseamnă România o țară de stânga? Nu este România o țară de stânga, pentru că până la urmă, dacă am adunat voturile celor de dreapta, are și majoritare în comparație cu voturile de stânga. Dar nici nu e bine să fii de stânga sau de dreapta. Ce mai înseamnă stânga sau dreapta România ziua de azi? Cred că prin întrebarea dumneavoastră faceți referire și la ideea de consens și până la urmă de a avea un orizont mai lung referitor la obiectivele pe care le propunem. Și în perioada asta e în Parlament, în dezbatere, un proiect referitor la România 2040, ca să facem o glumă. Și cred că o astfel de măsură ne-ar ajuta să ne setăm, nu știu, 3-5 obiective pe care să le urmeze fiecare guvern. Pentru am că avut, am avut ideea aceasta de a avea un plan pe cel puțin 30 de ani în România și avem în continuare promovată inclusiv de unii foști miniștri, de unii foști președinți de țară, inclusiv din România, dar despre planul de 30 de ani, despre cum putem să le valorificăm în perioada președinției Consiliului Uniunii Europene, vorbim despre după o altă scurtă pauză de publicitate, rămâneți alături de noi.